Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit! Bună ce dimineața! Faceți? Dacă v-ați trezit, cu voie bună, astăzi vrem să vă veselim, să fiți bucuroși, să fiți voinici ca noi. Ne-am trezit de dimineață, uitați, bem cafeaua cu voi, vă invităm și pe voi la cafea să beți cu noi, chiar vă rugăm. Așa că, dragii mei, vă spun sincer că am revenit cu o bucurie mare, am dormit și bine, nu am lui Dumnezeu, și m-am trezit, mă simt un pic mai bine față de ieri, de alaltă ieri, așa că am zis că no, vin în bucătărie să beau cafea cu voi și să tăiem și cremeșul nostru. Să vedeți. Vrem să vă arătăm și rezultatul, pentru că, după cum bine știți, ieri l-am lăsat peste noapte la frigider ca să se poată întări crema, pentru că mulți ne-au zis că crema a fost moale. A fost moale pentru că noi am pus o caldă peste foi. Dar acum crema s-a întărit și o să vă arătăm rezultatul. Priviți, cam așa arată cremeșul nostru după ce l-am scos de la frigider. Acum, dragii mei, vă spun un lucru. Nu, nici ăia de la cofetărie care se expert, se ocupă cu așa ceva, nu totdeauna le iese perfect. Deci, acum noi am făcut-o prea repede înainte, deci în ziua aia ne-am gândit, în ziua aia am și nu a fost ceva plănuit, pentru că n-am știut exact ziua în care noi vom ajunge la 20.000 de abonați, așa că am făcut-o așa, spontan, ca să zic și așa. Și vreau să vă spun că nu suntem expert în cofetărie și nimic nu suntem expert. Dar arată foarte bine și dacă cu siguranță și gustul este unul delicios. Da, acum o să vedem, o să gustăm și o să vedem. Cu siguranță, eu zic că eu știu cum am făcut-o, știu ce am băgat în ea și noi o să mâncăm cu siguranță din ea și o să gustăm și și vă invităm și pe voi la o felie. Da. Pentru că tortul ăsta e făcut cu e de fapt un tort de cremeș, că nu e un cremeș simplu, e tort de cremeș. Așa că sper să vă placă și să stați cu noi să o tăiem, să gustăm. Imediat după ce gătăm cafeaua, când mai avem o gură de cafea, o gătăm și tăiem și plăcinta să vedeți cum e înăuntru și gustăm. Dragii mei, eu am făcut cum v-am spus. Simplu, nu sofisticat, că puteam să fac o 10 ou, puteam să fac crema mai consistent, mai ăsta și îl făceam și mai, dar nu era cazul. Nici dacă da, țineți minte că e o cremă doar din 5 ouă. Da, deci nu m-am străduit, adică m-am străduit. M-am și grăbit, n-am. Dar nu te mai scuza, că e foarte bine, da, mami, deci ce tot te scuzi? Deci noi suntem mulțumiți. Acum nu știu, dacă vouă nu vă place, cum arată. Bine, e creme și nu. Noi crema asta roz am pus peste pentru bine. O să tăiem imediat și o să vă arătăm cum arată înăuntru și o să și gustăm. Uitați, am pregătit o tavă, aici o să punem pe tava asta și acolo, uitați, avem tot trandafir, pe tavă roșie punem și avem și trandafir roșu. Așa că noi numai roșu suntem astăzi iară și mai să știți că n-am gătat cu lucru, mai avem, că de aia și am zis că să filmăm repede, că Mihai are de lucru și o să fie gălăgie și nu mai putem filma. Probabil că după amiază, dacă reușim, nu promitem, dar încercăm să postăm un videoclip cu renovările. Deci să vă mai arătăm ce am mai făcut, da, cum ce-am făcut, da. A ieșit. Deși încă nu suntem gata. Da. Și vreau să vă mulțumesc iară, încă o dată, de fiecare dată, de câte ori ne întâlnim, ne auzim, ne vedem. Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru prezență de fiecare dată la noi pe canal și pentru cuvintele frumoase care ne adresați, pentru tot, că ne susțineți, că sunteți alături. Vă mulțumesc frumos din inimă. Că v-ați bucurat alături de exact noi,
că am văzut atâtea și atâtea urări de bine pentru canal, pentru mama, pentru noi toți. Și toate au fost făcut din inimă și ne-am bucurat foarte tare, chiar ne-ați bucurat și ne bucurăm în continuare. Să țineți tot așa! Și vă invităm să ne urmăriți și rețetele, pentru că da, urmează și rețete, deși în ultimul timp am postat mai puține rețete ca de obicei. Vom veni și cu rețete și chiar vă rugăm să ne scrieți în comentarii ce rețete ați mai dori ca mama să facă. Noi să încercăm să venim cu rețete noi, rețete simple, gustoase, ca de fiecare dată, și sperăm din suflet să vă placă. Da. Așa că, dragii mei, mai avem o gură de cafea. Voi ați băut cafeaua? Că noi mai avem un pic și eu și Maria. Mihai a dus-o pe Miriam la școală, să știți, la școală. După da, este chiar foarte dimineață la noi, e și puțin rece. Am înțeles că de mâine vine răcoarea în toată țara, se face rece. Curește. Vin ploile, vin iară frigurile, vai, că ne groază deja. Abia o fost o zi, două. Dar nu o să mai țină mult, mami, că asta e ultima putere a iernii, cum ar veni. Așa că... Să ne ajută Dumnezeu să gătăm cu ce avem pe aici, să punem tot la loc, să facem curățenie, să stăm și noi liniștit, că suntem foarte agitat, credeți-mă, mai ales eu. Mie nu-mi place să fiu împrăștiat, agitat, să nu găsesc lucrurile mele, să nu știu unde îi, ce îi, tot e împrăștiat și în curte, îi praf mult de la... ciment care le face Mihai și na, așa e când ăsta. Dar vrem să gătăm odată, dar să știți că Mihai singur lucră și mere greu. El da, am văzut că ne-ați întrebat în comentarii. Din păcate încă nu am găsit oameni. Credeți-mă, au fost la fața locului vreo 3 sau 4 oameni, plus alte nu știu câte telefoane. Nu, au fost 2. Păi asta spun, că au venit și aici oameni, plus telefoane, nu mai știu câte, și toată lumea ne-a amânat că săptămâna viitoare, că peste 2 săptămâni, că nu poate acum, că nu așa. Alții au cerut un preț exorbitant. Să-i povestesc eu. Deci vă ceva de așa, neconceput. Vă scurt o să povestesc. O să vă arăt Maria ce am avut de făcut. Deci știți, am schimbat geamul și marginea la geam tincuit. Unde au fost parte retele, acolo trebuia normal îndreptat și tincuit. Și ce să vedeți, dragii mei, că am chemat un om. Deci doar să se facă pervazul la geam, marginile îndreptate. Deci omul lucră la o firmă, dar eu am chemat-o ca particular, așa, pentru el. Lucru că eu am cunoscut-o. Deci ceva cunoștință de a mea și am știut că lucră în construcții și am sunat-o și am zis, mă, uite, am ceva de lucru în construcții, dacă poți să vii să vezi cât îmi cer. Și a venit omul și s-a uitat ce are de lucru și am zis, tincuiești la geam și îmi duci molozul. Dar moloz puțin, cât s-o spar geamul, câteva saci. Câteva saci bune, chiar puțin, mami, vreo 5, mai mult de 5 saci nu urc acolo. Și zic să-mi duci molozul, care mașină din asta, microbus, și duce, să uită, să gândește, zic, da, să-mi spui prețul, să ne înțelegem prima dată, și atunci, Și stă și v-am spus că mă cunoaște foarte bine, și zice, 200 de euro, zic... Păi vă dați seama că n-a costat geamul atât. Da, zic că e cam mult 200 de euro. Păi zic, eu nu câștig în euro, spunem în lei. Și zic, nu, exact cum i-am zis și eu, că zic, păi am dat 9 milioane pe geam, dragii mei. 900 de lei am dat pe geam. Și atunci cum să dau... Și la firmă, firma, deci nu privat, firma care a spart zidul și a montat geamul, am dat 350 de lei. Da. Și zic, am rămas așa blocat, zic, 200 de euro? Da, zic, 10 milioane, după aia m-a întors, 10 milioane. Păi tot aia e. Tot aia e, zic. Zice, păi așa se lucră, dacă vrei...
Nu, zic, știi ce? Zic, lasă. Era vorba de, nu știu, 4 ore de lucru maxim. Nici atâta. Dar nici atâta, da, probabil, să zicem. Da. Și zic, da, fără moloz, zic că nu știu că n-are unde să ducă molozul, că trebuie saci, că trebuie aia, că trebuie aia. Zic, bine, lasă molozul, zic, geamul fără moloz. 600 de lei, zice. Deci să facă doar, de să îndrepte marginile, da, la un geam. Geamul e pus, repet, da, geamul e montat. Și zic, nu, mulțumesc, zic, lasă. M-ai cerut extraordinar de mult. Hai că și eu mă gândeam acolo la o 300 de lei de geam, da, să-mi facă. Dar nu atât. La geam, da. Foarte s-a părut. Și am zis, nu, mulțumesc. Și o plecat. Și când au zis soțul meu de despre ce e vorba și cât mă ceru, vai, ce s-o supăra de tare. Deci chiar i-o picat foarte greu, mai ales că v-am spus că ne cunoaște. Deci, dacă era și atunci tata s-a hotărât să facă el singur, da, pervazul la geam. Deci marginile la geam așa o să le facă tata. Când au zis Mihai, au zis Mihai, nu, lasă că mă pun eu și fac eu așa cum pot, zice. Asta e. Și s-a pus Mihai și a început să facă el. Și acum mai trebuie astăzi, poate mâine, mai 2 zile, de el face în ce, știți? Da, el nu-i de meserie și... Da, 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 eu vreau să spun acum, poate o să fie oameni care o să ne judece, o să ne critique, o să zică că ce e, că vrem pe gratis. Că nu, o să avem nu, și persoane din astea în comentarii cu siguranță. Dar eu vreau să vă întreb așa, deci dacă pentru 4, hai, dar nu sunt 5 ore, dar să zicem 4-5 ore, de jumătate de zi de muncă, noi, în România, în ziua de astăzi, suntem capabili să plătim 200 de euro. Păi alții câștigă într-o lună de muncă 400 de euro. Deci, când noi avem pensie 200... Bine, să nu mai vorbim de pensii, no, dar de muncă, de muncă, deci, că e vorba de muncă. Într-o lună, din aia trăiesc. Deci, eu 3, mami, hai, să zicem 3. Nu-i 3, că aproape 3, da. Deci, atâta avem. 12 milioane avem, da, pensie. Și aia nu e 300 de euro. Exact, 250, da, ai dreptate. Așa că eu atâta câștig într-o lună și din aia trăiesc. Și atunci cum să-i dau la un om care lucră o oră, două, să-i dau bani pe o lună ce am câștigat eu pensie? Atunci eu ce mai mânc, ce mai fac? Nu se poate, dragii mei, bătaie de joc. Deci ar lucra, adică lumea ar lua banii, dar n-ar lucra. Și așa le ofer bani și nu vor să lucră, deci... La noaptea minții. În fine, nu are importanță, v-am explicat în mare care e situația, de ce durează atâta. Da, în fine. Deci mai avem o gură de cafea, o terminăm. Termină, mami, cafea, lasă cafea, hai să te iei tortul la lume. Hai să te iei tortul și revenim. Acum, uitați, o să tăiem așa, prima dată. N-am luat cuțitul potrivit. Are înăuntru, da, are înăuntru foi, mami, nu știi, că are 3 foi. Da, așa mare felieta ai, mama. Da, așa o tăiem. Deci tăiem tortul, vă invităm și pe voi. Cremeșul, de fapt. Cum vreți voi să-l numiți? Deci tăiem prima felie, este pentru voi. Chiar colțul? Acum nu contează, prima felie. Să taie foarte greu blatul, care e blat înăuntru. Priviți, dragii mei, dragii am mei, reușit. Am tăiat o felie. Uitați, Maria n-a vrut să pună pe tava asta roșie, că a zis că arată mai bine cu una albă. Și am pus-o pe aia albă. Ne-au vrut să iei exact partea asta. Deci uitați, am așa arată. Scoatem exact doiul și să facem un mic, mic plating. Așa arată. Era mai bine dacă nu puneam foaia din mijloc. Știți că foaia se taie un pic mai greu. Că, nu, știți, foaia de creme și când se întâlnește cu ăsta, ea e tare, crema... E destul că vedeți că uitați-vă aici cum se taie, așa rămâne, dar totuși faia rămâne mai tare decât crema. Și atunci, dacă n-ai cuțit bun, nu taie exact cum vrei tu.
Normal, asta dacă mai stă măcar astăzi, atunci da, să mai moie, mai se poate tăia mai bine. Dar gustul este foarte bun, că noi am gustat. E extraordinar. Asta e felia pentru voi, pentru toți abonații mamei. Noi sperăm că vă place. Este foarte gustos, cu multă cremă. Eu zic că arată bine, gustul este bun. Noi suntem foarte mulțumiți. Sper că sunteți și voi. Haideți și gustați cu noi, mâncați cu noi. Și vă dorim poftă bună. Faceți și voi rețeta dacă vă place. Și mâncați și voi. Și vă invităm și noi la masă cu noi. Așa că vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit, pentru mesajele frumoase, pentru că v-ați abonat, pentru că ne urmăriți, pentru toate cele bune care le faceți. Faceți și în continuare. Noi vă lăsăm, v-am arătat cremeșul, am tăiat, am gustat, așa că acum vă lăsăm că avem de lucru și o să mai revenim cu rețete. Sper că v-a plăcut! Poftă bună și vă spun la revedere! Am pus și o margaretă acolo în colț. E da. Prăjitura din partea doamnei Margaret pentru abonații ei. Vă așa, pupăm! Așa că sper că vă place. Să fiți sănătoși, vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă spunem la revedere! La revedere! Pupici!